Am întrebat internetul. Oameni care au avut relații cu o profesoară. Cum a fost? Când aveam 17 ani, am avut ocazia să merg în state ca student de schimb. Profesoara de engleză de acolo era și ea nou venită la acea școală. Cum eram străin, am avut nevoie de ajutor cu limba engleză și ea s-a oferit să mă ajute. Veneam după ore și făceam un fel de meditații. M-a întrebat ce părere am despre fetele din America, dacă prefer blondele, brunetele și din astea. Întrebările au devenit din ce în ce mai personale. După câteva meditații mi-a dat numărul ei de telefon și mi-a zis să o sun la 8. M-a invitat la ea și restul e istorie. A început destul de inocent. Era profesoara mea de muzică, care doar ce terminase facultatea, deci era cu maxim 6 ani mai mare ca mine. Fratele meu mare fusese iubitul unei prietenele de-a ei. Obișnuiam să chiulesc de la ore și petrecea timp într-o sală de muzică, vorbind despre cărți, muzică, filme. La un moment dat a început să se plângă de relația ei și îmi cerea să o îmbrățișez constant. Sincer, nu puteam să mă plâng. Am tranziționat spre a ne săruta și ne-am culcat împreună la scurt timp. Simțeam că am câștigat la loto și nu puteam spune nimănui. Totuși a început să se comporte ciudat. Îmi cerea să-i arăt afecțiune în public. Am încercat să o ignor, dar a venit al mine acasă. A urmat o conversație extrem de rușinantă cu taică-miu, care părea că suspectează deja ce se întâmpla între noi. Cu timpul lucrurile s-au calmat. Câteva luni mai târziu am trecut pe la ea. Și-a cerut scuze pentru felul în care s-a purtat cu mine și mi-a zis doar că trecea printr-o perioadă proastă și simțea nevoia de atenție și iubire. Anul acela am terminat liceul. Suntem prieteni pe Facebook și am văzut că acum e căsătorită și are o familie frumoasă. M-am culcat cu una din profele mele în facultate. Pe atunci aveam 19-20 de ani, iar ea avea peste 30. M-am dus la o sesiune de întrebări cu ea, după curs. Am vorbit câteva minute și când am dat să plec, a venit să mă îmbrățișeze. Mi-a zis ceva de genul, îmi plac îmbrățișările tale. Cu puțin curaj i-am cerut numărul de telefon și am plecat. Ne-am dat câteva mesaje mai deplasate timp de câteva zile, iar apoi m-a invitat la ea să o ajut să monteze un televizor nou. Ne-am culcat împreună de vreo 10 ori până când a plecat de la facultate, la un nou job. Aveam 17 ani și ea maxim 25. Era profesoară de franceză, extrem de frumoasă. Eu eram destul de bun la franceză, dar m-a ajutat să mă perfecționez pentru niște examene de certificare. Pentru proba orală îmi tot punea întrebări și eu mă dădeam la ea ca nebunul. În ultima zi de liceu am vorbit cu ea și am invitat-o la cafea. Am mai ieșit la câteva întâlniri și într-un final m-a invitat la ea. Cum trăiam într-un oraș mic, a ieșit cu multă bârfă. Am avut o relație de 6 luni până când am cunoscut-o pe iubita mea din facultate. Încă mă gândesc cu drag la perioada acea. Cred că m-a influențat oarecum pentru că acum și eu sunt tot profesor. În liceu eram destul de grasă și super nesigură pe felul în care arătam, dar eram îndrăgostită lulea de proful de sport. Când am absolvit, m-am apucat de dietă și am reușit să slăbesc. Mi-am făcut curaj și am scris pe Facebook. I-am propus să mergem la cină și asta am făcut. I-am mărturisit că l-am plăcut mult și a părut că nu mă crede. M-a invitat la cină la el și normal că am fost. Când am ajuns, ne-am comandat pizza și am băut câteva beri. Ne-am pus la un film și bam, am început să ne pipăim. După bam am ajuns în dormitor, unde am avut poate cea mai bună partidă a vieții mele. De atunci am mai vorbit din când în când și ne-am mai tot trimis poze, dar nu am mai făcut nimic fizic. M-am culcat cu profa mea de istoria religiilor din facultate. Era extrem de amuzantă și inteligentă și mereu își împărtășea opiniile în fața clasei, încurajând lumea să aibă alte păreri. Am început să vorbim mai întâi despre cursuri, după ore, dar am ajuns să vorbim și lucruri personale și în final să flirtăm. Asta era puțin ciudat pentru că și eu sunt femeie și nu am simțit niciodată nimic pentru vreo altă fată. Mi-am zis că e doar imaginația mea.
În fine, a venit sfârșitul de semestru și am terminat cursul. Am trimis ultimul eseu pe la 12. La ora 1 deja primisem un email de la ea în care mi-a dat nota și mi-a zis că într-un final nu mai sunt studenta ei și mi-a urat noroc în viață. I-am răspuns cu o melodie și i-am mulțumit. Am ajuns să conversăm mult timp, iar apoi să petrecem timp împreună, care a dus la sex, care a dus la o relație de 3 ani. Ne-am mutat împreună după un an de relație, dar lucrurile nu au mers pentru că ne doream lucruri diferite pe termen lung, dar sunt recunoscătoare pentru timpul petrecut împreună. Am făcut-o cu o profă între a 8-a. Se întâmpla în anii 80, înainte de toate scandalurile, când lumea era mai nepăsătoare. Aveam 14 ani. Ea avea deja 40 de ani și era o prietenă de familie care mă cunoștea de când eram mic. M-a rugat să fiu voluntar la o activitate extracurriculară care a făcut ca noi doi să petrecem mult timp împreună. Mama o știa pe tipă, deci nu o deranja faptul că petreceam timp împreună. Ea oricum se purta ciudat cu mine și înainte. Când făceam voluntariat, a început să mă atingă mai sugestiv și să flirteze, spunându-mi lucruri intime despre divorțul ei sau să mă întrebe dacă am prietenă. Totul a început să fie din ce în ce mai intim pe parcursul anului, forțând puțin nota de fiecare dată. Am făcut-o vara aceea. Am continuat timp de 3 ani. Am terminat-o când am început liceul. M-am mutat din oraș după clasa a 9-a, am purtat o discuție lungă cu ea înainte să plec și am încheiat-o frumos. Nu am mai vorbit niciodată de atunci. Am auzit că s-ar fi recăsătorit. Mi-am pierdut virginitatea cu o profesoară în liceu. Era profă de engleză și era primul an în care preda. Mereu mi s-a părut că mă oferă mai multă atenție decât altora și parea că e destul de fizică. Într-o zi purta un decolt larg și nu avea sutien și mi-am permis să-i zic că se vede tot. Da, eram un ciudat. Mi-a zis că știa și că era intenționat. Am ajuns să ne culcăm împreună săptămâna următoare. Probabil cea mai bună partidă în afara soției. Recomand experiența tuturor. Am fost la școală profesională unde m-am format ca ajutor de bucătar. Instructorul nostru de patiserie era cu doar 7 ani mai mare decât noi și era din același orășel ca mine. Când am făcut 18 ani, el a plecat de la școală ca să lucreze la un restaurant. Am fost la câteva întâlniri și am făcut și dragoste de câteva ori. Nu ne-am potrivit, dar lucrurile s-au terminat amiabil. Hei! Hei tu! Te rog de like și subscribe și apasă pe clopoțel. Ajută mult!